Salut! Eu sunt Ciobi și bine ați venit la un nou episod din nata serie numită Minecraft Hardcore. Ei bine, băieți, imediat o să vă arăt și schimbările de pe această hartă. Dar înainte să fac chestia asta, nu uitați să apăsați pe butonul de like și pe butonul de subscribe și nu uitați de clopoțelul magic care trimite notificări de fiecare dată când postez eu un nou episod pe acest canal. Și hai să înceapă episodul. Bine, da, băieți. Multe schimbări, foarte multe schimbări de la ultimul episod. În primul rând am muscut care aproape e mort pentru că, na, m-am luptat, am făcut rost de obsidian, mai înainte chiar am făcut rost de obsidian pentru portalul din Nether și am început să fac primele căsuțe din acest oraș. Prima căsuță am făcut-o în episoadele trecute cu voi și acum am început să fac locurile pentru următoarele căsuțe. Avem o grămadă de văcuți, am mai omorât din ele acum saltele. Am făcut aici balustrada asta foarte șmecheră ca și în partea cealaltă. Imediat vă arăt aici ce am mai făcut. E bine, am mai făcut o casă în zona asta, am continuat ferma în direcția aia acolo. Am mai făcut un cadru pentru casa asta de aici și bineînțeles am făcut această minunată casă care arată cam așa în momentul de față. O căsuță, da, eu zic că a ieșit super bine. Hai să o vedem mai de la distanță cumva. Hai să vedem ceva de genul ăsta. Eu zic că e o casă super, super reușită din punctul meu de vedere, având în vedere că vreau să fac doar cu lemnul ăsta și arată super ok. Înăuntru nu o să vedeți mare chestie. Avem intrare aici cu scări frumos, bam, 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 cam așa arată. Nu știu exact cum o să fac trecerea asta, mă mai gândesc. Avem ușa, intrăm aici, arată cam așa la interior. Nu e terminată ca idee. Avem o ușă către nimic. Avem o scară care urcă aici sus și arată cam așa. Eu casa asta m-am gândit să o facem ca un fel de fierărie ceva, să punem lavă sau chestii de genul ăsta aici, anviluri, tot acum. Aici am mai deschis eu două uși, bănuiesc că o să vreau să pun niște chesturi ceva, să avem ca un fel de dulap, ceva de genul ăsta și cam așa arată la interior, cam asta e casa, nu e nimic foarte special, în schimb trebuie construită pe aici, mai avem de treabă ca idee, dar chiar nici nu mai știu de ce m-am oprit. Am terminat deep slate-ul. Ok, oricum am fost laminat după aia, o să vă arăt imediat și laminat acolo care treaba. Am înlocuit scările astea cu lemn, mi se pare că arată mai bine. După cum am spus, am continuat încolo cu o fermă care momentan nu e fermă, ci e doar un spațiu. O să fie fermă cât de curând o să punem apă să o facem fermă și cam atât, cam asta, e nimic foarte foarte special, dar în schimb mi-a luat destul de mult să construiesc chestia asta și încă ceva că uitasem. Numai că acum mi-am dat seama că eu de fapt nu pot ajunge acolo, trebuie să merg pe aici cumva. Hai să vedem. Dacă mergem pe partea asta, am făcut o mică intrare care se cam combină cu casa, nu știu exact cum vreau să o fac. Am făcut terraforming aici. De fapt, hai să vă arăt ca să fie toată treaba bună. Am construit pe aici cu dirt și am făcut un terraforming destul de agresiv și m-am dus cu ceva munte în direcția normală, aici se termina. Eu am mărit toată zona asta pentru că nu dădea bine acolo la casă și m-am gândit eu că e mai bine să măresc zona asta și m-am dus cu toată chestia asta de aici și am făcut terraforming și am zis că dacă tot a rămas locul ăsta gol, de ce să nu profit și să fac o intrare ceva, să construiesc ceva acolo cândva. Nu știu exact ce o să fac, poate îmi lăsați voi o idee în secțiunea de comentarii cu ce aș putea eu construi. Unde naiba am pus ăla? Ok, cu ce aș putea eu construi în zona aia acolo. Bun, băieți, în episodul de astăzi o să ne mai ocupăm de câteva chestii, cum ar fi să începem să facem acel enchanting table, pentru că deja suntem la episodul 4, dacă nu mă înșel. 4? Cred că da. Și n-am construit enchanting table-ul și mă frustrează puțin treaba asta, așa că o să luăm de aici frumos sugar cane-ul. Avem suficient, cred. Așa, și o să-l transformăm în hârtie. Așa, cât avem, asta e, cât după aia oricum. Nu așa era. Ok, așa era. Uitați-mă recipe. Ok, am făcut și achievement acolo. Și pe lângă chestia asta trebuie să luăm lemn. Eu zic că e suficient asta pe care l-am aici, nu e mare brânză, cred. Și piele, da? Deci mai avem nevoie și de piele de la animale. Uite că am pus aici, bun. Pielea o punem aici frumos să facem rost de cărți. Uite așa, tată. Nu avem suficiente, dar măcar acolo cât de cât. Și acum mergem aici, luăm diamante, da? Avem nevoie, cred că, de două diamante și o carte, nu? Da, două diamante și o carte. Uite așa, carte, sus aici, diamante stânga-dreapta și asta ceva de genul era, nu? Așa, tată, și avem enchanting table-ul, primul enchanting table de pe această serie pe care vreau să-l poziționez aici, frumos, bam, hai că am rezolvat o problemă și după aia să facem câteva bookshelf-uri, câte avem, până la urmă 11, nu e suficient, dar, na, să fie acolo. Uite așa, tată, bam, bam, 11 bucăți. Și hai să vedem, începem cu primele.
ca să fie treaba bună. Apropo, 3 de astea, am uitat să vă spun treaba asta. Așa, cred că o să avem loc pentru 9 momentan aici. A? Uite așa, bam, bam. Da, tata, totul e ok, ești nebun, n-am ce să zic, totul e super ok. Așa, și acum ce nivel avem aici? 22, da, clar, mai avem nevoie. Acum nu știu, oricum au crescut văcuțele astea. Eu zic să le mulțesc prima oară, ca să fie treaba bună. Și după ce le mulțesc, să le omor. Acum nu știu dacă o să moară puii prima oară sau dacă o să moară văcuțele mari. Vedem acum, dacă omorâm aia, oricum mai lăsăm câteva să putem să le mulțim după aia. Hai să vedem, tată. Dăm aici frumos, bam, 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 le dăm de mâncare să fie treaba bună, stai că știu o schemă pe aici frumos, mamă cât e îs. Și facem rost de alte bucăți de piele pentru că mai avem nevoie de câteva să facem full acolo. Oricum n-am suficient XP, dar măcar să știu eu că e full făcută și când adun XP-ul să pot să merg direct acolo să enchantez, că despre asta e vorba, nu? Mamă, nu vreau să fac treaba asta, voiam să fac așa, fix așa, ba. Uite că aia a scăpat, ești nebun, dar acum încă una. Ok, cred că sunt prea multe și ies prin gard, băi, dacă sunt prea multe, cred că asta e schema. Că altfel nu-mi dau seama cum au ieșit alea. Oricum, alea sunt deja sacrificate. Nu vă gândiți că o să rămân așa pe aici pe afară, că nu le las. Așa, tată, vino cu acă și tu vrei să te duci de unde ai venit, nu? Știai tu că pe acolo ai scăpat, pe acolo ai venit încoace și vrei să pleci înapoi. Nu, am mai scăpat una. Ok, dacă am mai scăpat una, aia e. Oricum o să crească pui și o să facem alte văcuțe după aia. Oricum, bun, 28 de bucăți. Cred că ne ajung suficiente, de fapt. Așa, băgăm cărnița aici la prăjit să fie acolo. Aici băgăm semințele și hai să mai craftăm niște cărți să fie treaba bună. Ok, nu, așa trebuia să le craftez, dacă ai idee. Ok, bun, perfect. Țiplă, ești nebun, n-ai văzut așa ceva. 9 bucăți, mai mult decât suficiente. Cred că nu trebuia să le fac pe toate, dar hai să fie acolo, nu mai contează de acum. Și acum băgăm așa frumos, bam, bam, și cred că o să fac completă ceva de genul. Nu cred că, dacă o să fac treaba asta, până la urmă, oricum le-am făcut și, na, să fie acolo. Așa, tata, și acum, ce nivel avem? 30, tata, perfect, bun. Bun, e full, ești nebun, nu mai am ce să-i fac, e mai mult decât suficient. Și atunci o să băgăm astea la locul lor pe aici, să fie acolo în caz de orice. Nu știu exact unde vreau să fac portalul din Nether. Ideea e că el are sunetul ăla și e foarte, foarte enervant. Și cred că i-am găsit locație fix acum, m-am gândit. Stai să iau și flint în stilul, dacă tot. Ar fi bine să îl am la mine, să-l pot și activa. O să iau un flint de aici și o bucată de iron de aici, frumos, tată. Bun, bam. Bam. Și acum că avem flinte în stilul făcut, cum ar veni, bam, bam, putem să mergem să și construim portalul. Am suficiente blocuri la mine pentru portal, doar că trebuie să văd eu cum fac o cale de acces mai ok aici, că e jale, ești nebun. Și atunci, venim sub casa aici, o să fie locația portalului. Momentan o să-l fac direct așa. După aia vedem dacă facem camera portalului, vedem cum o construim aici, vedem. Nu m-am gândit încă, dar vreau să ajung în Nether și atunci o să vreau să-l poziționez momentan aici. După aia mai vedem pe parcurs dacă îi schimbăm locația sau dacă construim o cameră pentru el specială sau vedem noi pe parcurs. Așa, tată, băgăm aici frumos, bam, 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 pac, 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 pac. Hai de tată că iese portalul imediat, ești nebun, n-ai văzut așa ceva, și îl și activăm. Bun, perfect, avem și portal. Ce vrei mai mult de? Mamă, ce frumos se vede noaptea pe Minecraft ăsta, n-ai văzut așa ceva. Băieți, eu zic că suntem pregătiți să intrăm în Nether. Voiam să vă arăt diamantele ce le-am găsit jos acolo, dar mi-am dat seama că e mai bine să le iau cu ceva fortune, dacă găsesc, dacă pot să fac rost. Ok, am intrat. Wow, dar unde m-a băgat tata? În pământ? Ok, asta nu cred că e de bine. De ce am ajuns în pământ? De ce sunt în pământ, de fapt, în Nether, în pământ, băieți? Da, să zicem că sunt protejat aici în pământ, dar acum nu știu exact cum o să ies sau în ce direcție o să ies. Ok, asta ce ies? A, cred că ăsta e quartz, băieți, doar că eu am texture pe cu ăsta și atunci se vede foarte ciudat. Ok, nu prea îmi place portalul, sincer să fiu. Acum nu știu în ce direcție ar trebui să sap ca să pot să ies la suprafață, dar ne descurcăm noi până la urmă și după aia o să găsim lumea din exterior, vedem. O să explorăm Nether-ul. Cumva e bine că portalul e protejat, că suntem aici sub pământ, dar nu știu la ce nivel. La ce nivel ies? Sunt la 115, acum nu știu dacă trebuie să cobor sau să urc, Nether-ul e foarte ciudat și nu prea îmi dau seama. Oricum, partea bună e că găsesc foarte mult quartz și atunci, dacă găsesc quartz, înseamnă că o să fac rost de levele destul de ușor. Vedem ce se întâmplă, ce și cum se mai întâmplă și vedem și cum ies din grota asta. Până la urmă am reușit să găsesc cumva ieșirea, deși am făcut un tunel.
tunel pe aici, e colosală treaba, dar totuși am dat aici de ieșire către partea exterioară cumva, doar că tot așa băgat într-un munte, nici nu știu cum să fac toată treaba asta să fie safe și pentru mine și pentru mine, că sunt numai eu pe harta asta. O să fac cumva să pot cobor în siguranță, Doamne ajută, și cred că o să scurtez puțin drumul ăsta, nu știu exact, o să fac cumva pe aici direct o scară care să-i ducă către partea de sus a scării, adică ceva de genul, și după aia să cobor așa, haide tată că mă descurc eu până la urmă, și partea asta de aici să o înfund, că n-are rost să țin așa frumos. Ba, uite așa tată, gata, și am rezolvat problema, am săpat pe aici ca nebunul ca să găsesc toată treaba asta, dar până la urmă aia e, am găsit. Putem să ieșim din de aici, din subteran. Ok, avem foarte mulți oameni dintre ăștia răi pe aici. Acum nu știu ăștia dacă sparg blocuri sau dacă îi atac, mă ataca. Ok, avem un piglin acolo, nu-mi place piglinul ăla de acolo. Dacă dau un el, mă atacă și ăștia alți sau... nici nu știu, ești nebun? Chiar nu știu. Hai să vezi că ăsta să vină către mine. Ok. Da, eu pe s bine, pe eu cu PVP-ul sunt perfect, n-am nicio treabă, ești nebun, n-ai văzut așa ceva. Ce pot să zic, ești nebun? E un nether normal, nu e nimic special, că nu suntem pe Better Minecraft. Uite că am dat deja de primul biome de aici din nether, ceea ce e foarte tare. Ok, mamă, ce ciudat e cu shader-ul, se vede foarte ciudat nether-ul cu shader-ul, am făcut și ceva, ce naiba, e magma. Nu înțelegeam ce e scoalea. Bun, și atunci, eu, dacă tot am ajuns aici... Vai, mamă, mi se sparge târnăcopul, eu acum am văzut, ești nebun? Fuck, nici nu știu dacă mai am cum să mai fac încă unul de diamond. Cred că până la urmă o să merg, băieți, și o să iau diamantele de jos fără încă cine știe când o să mai fac rost de un pickaxe dintre ăsta cu fărcen sau până cât o să dureze. Cred că merg să le iau, că nu mai am pickaxe de diamond, uite că e aproape moarte, ești nebun? Hai că îl folosesc cât mai este pe aici de folosit, adică cât să mai iau cuarțul ăsta, mai fac ceva levele, bineînțeles, după aia merg să iau diamantele, să văd dacă mai am în chest 3, că nu mai știu, am folosit 2, dar nu știu câte mai aveam, sincer. Și atunci, dacă nu o să merg jos în mine, o să iau diamantele cu unul de fier și aia e. Nu mai contează, mai facem încă un târnăcop dintre astea de diamant și ne încercăm norocul cu enchanturile, să vedem dacă reușesc să fac rost de un enchant, măcar cât de cât acolo să fie, nu foarte bun, dar măcar cât de cât să fie acolo. Vedem pe parcurs ce și cum se mai întâmplă. Ok, stai să vezi că de acolo am venit, aia era ideea, să nu uit de unde am venit, că dacă uit de unde am venit, atunci e o problemă. Eu aș putea să fac o chestie aici, măcar așa de ca și chestie, să văd că aici e, aici, de aici am venit. Frate. Că dacă pun cobblestone n-am cum să ratez toată treaba asta, având în vedere că suntem pe Minecraft Hardcore și nu putem să ne folosim de o mapă de aia ca pe Better Minecraft, știi, să putem să ne teleportăm dintr-un punct în altul foarte, foarte ușor. E mai complicată situația și na, facem și noi ce putem pe aici. Hai să vedem că eu am mai găsit pe aici. Uite așa, da, am găsit în tunelul ăsta cu arț căcălău și ar fi bine să-l iau de aici prima oară, că oricum mi se sparge asta și va trebui să merg acasă să craftez altul. Level 24 nu e foarte mult, dar suntem mai aproape de level 30, să facem și noi primul enchant de pe harta asta, băieți, că e jale, ești nebun. Fără enchant suntem ca și morți și aș vrea și eu o armură de diamond. Mai am de minat căcălău, cum s-ar spune, ca să pot să fac cross de armură de diamond. Asta este, băieți, muncim că aia e până la urmă. Băgăm aici la spart quartz ca să facem rost de level, dar o să și folosim quartzul ăsta la un moment dat, vă dați seama, că nu o să rămână așa în chest pur și simplu nefolosit, că nu o să se întâmple treaba asta, vă dați seama. Ăsta a venit după mine aici, cred că o să-l găsesc în overworld fără să vreau la un moment dat. Nu e bine. Hai să vedem dacă mai am. Nu știu dacă mai am diamante, dar vedem acum dacă mai am diamante sau nu mai am diamante. Hai să vedem cum mă duc pe aici. Ok, mi-am făcut o cale de acces, dar uitasem de ea. Trebuie să mai fac căi de acces către alte zone de aici din sătucul ăsta. Te rog eu să am diamante 3. Unu mai am, ești nebun? Fac. Ok. Atunci o să iau unde ăsta de iron de aici frumos. O să încerc să las chestiile pe aici prin chesturi. Cred că o să las și astea de netherrack. Poate dacă o să găsesc altă chestie. Cred că o să iau unde ăsta înapoi. Poate la un moment dat o să mut chesturile alea când o să-mi fac sistemul mai mare de iteme acolo. Și după ce o să se umple toate chesturile astea, bănuiesc că o să mai fac altele și o să le resortez itemele. Vă dați seama că nu o să rămână așa foarte ciudățel. Acolo e jos, e bedrock, aici am ajuns. Hai să vedem unde diamantele, că eu le-am însemnat cumva. Uite, stai că am văzut primele acolo. Ok. Le-am lăsat că m-am gândit că o să le iau cu fortune sau măcar o să am noroc că o să le iau cu fortune, dar nu e
nu e cazul, asta e. Deși aș putea să iau doar pentru un pickex, să nu le iau pe toate, eu zic că la un moment dat o să mai găsesc diamante, băi, și ar fi bine să le iau pe toate, că după aia mai vedem pe parcurs dacă mai găsim diamante, ce și cum se mai întâmplă, și o să le folosesc pe astea, după aia, uite, mai am acolo câteva, după aia oricum eu mai minez și atunci o să mai găsesc 100% diamante pe aici. Partea nasoală e că tot dau de chestiile astea de la Warden, de tot felul de dungeon-uri dintre astea, tot felul de peșteri, băieți, unde găsim Warden-ul și nu prea îmi place treaba asta, că la un moment dat era să cad într-un asta, că nu mai știu pe ce tunel sau în ce tunel era să cad, cred că pe aici, da, uite acolo, tata. Era să mă duc grave și nebun, hai să vedem, poate nu cad acum, uite, am dat de ele și aici jos e hău ăsta plin cu, v-ați dat seama? Nu știu cum o să fac treaba asta, poate reușesc să nu îl spawnez până îmi fac și eu niște iteme, cine știe, ceva mai bune, sau până fac rost de ceva toteme sau ceva mere enchantate, golden apple din alea, mai durează. Acum că am mai craftat încă unul, cred că ar fi bine să mai merg puțin în Nether, să fac rost de ceva mai mult XP, din quartz, bineînțeles. Și cred că am uitat ceva, am uitat să-mi iau niște torțe la mine, băieți, de ce nu spuneți? Eu las urme prin Nether de torțe pentru că așa știu că pe acolo am fost și pe acolo aș putea să mă întorc înapoi în primul rând, iar în al doilea rând știu că pe acolo n-ar trebui să mai trec, că am cam golit, că de obicei eu așa fac, golesc cam tot, așa că ar fi bine să am torțe cât de multe la mine. Luăm pe scurtătură pe aici frumos pe acoperișul casei, bum bum, și am ajuns aici frumos direct în portal, ești nebun, n-ai văzut așa ceva? Haide, tata. Pickaxe-ul ăsta mai are puțină viață, așa că o să-l folosim acum și scăpăm de toată treaba asta. Ok, cred că în partea asta ar trebui să închid cumva, să știu că în partea asta nu trebuie să mai vin, că nu are rost, adică de ce aș mai veni? Partea nasoală e că nu cred că pot. Aba, da, am putut, așa, da. Bun, perfect, ăsta nu știu ce caută pe aici, dă-te puțin că eu am treabă. Ok, mai vine unul, mamă, se adună ăștia pe aici, fac mare de bandadă pe aici, frumos, bam, oare? Îi supăr dacă sparg ăsta? Nu cred, nu, numai... Nu te băga în față că era să-ți dau una. Nu de alta, dar nu pot face față la atâția. Vă dați seama că o să sară ăștia pe mine pe aici și nebun la cap, din nou să știu unde să mă duc, unde, în ce direcție să iau. N-ai cum. Haide, tata, în partea asta găsim quartz. Am nevoie de level 30 neapărat în episodul de astăzi, că nu mai pot, ești nebun, am așteptat foarte, foarte, foarte mult. Și trebuie să facem un XP farm din spawnul ăla de scheleți, parcă l-am găsit, dacă nu mă știu, da, e jos undeva, da, de scheleți, e vai de steaua lui de spawner, dar o să facem ceva XP farm cu el ca să facem rost de mai ușor XP, să nu stăm așa, să venim la minat de coar de fiecare dată când avem nevoie de XP. N-are rost, nu, efectiv nu are rost. Mamă, ce mișto arată totul pe aici cu shader. Acum, shaderul ăsta pe care îl folosesc eu, Project Luma, nu e cel mai wow shader, în schimb îmi păstrează puțin FPS-urile ridicate, pentru că, v-am spus, nu am cel mai performant PC și atunci e greu să folosesc shield. Ok, dar tu de ce faci de-astea cu mine? Haide, tata, că ți-o dau, n-ai văzut așa ceva, mă, dar de unde a apărut, că eu nu-l văzusem pe ăsta să fi fost pe aici prin zonă. Și a dat exact așa fix aici, m-aș inimerit instant așa, m-am și speriat puțin, nu știam în ce direcție să o apuc. Da, e foarte ciudat, se spawnează tot mai mulți și o să fie problematic. Bine, aș putea să-mi fac o cască sau preghi de papuși, ceva de gold, ca să nu mai am probleme, dar nu m-am gândit la treaba asta înainte să intru în Nether, pur și simplu m-am gândit, vin în Nether să fac rost de XP cât mai mult. Așa că revin imediat ce am făcut rost de level 30, poate mai mult, de ce nu, mai bag aici la spart quartz. Bine, băieți, m-am întors acasă cu levele și cu ceva mai mult quartz în inventar acolo, dar am 33 de nivel. Asta înseamnă că putem să facem două enchanturi pentru acest episod și bineînțeles că o să încep cu pickaxe-ul și după aia vedem cum mai facem cărți, poate mai adunăm chestii, trestii interesante dintre astea. Am luat și ceva glowstone și ceva ciuperci din greșeală, bineînțeles, n-am vrut să le iau sincer. Și hai să vedem, eu am lapis, da, Doamne ajută că călău. Așa, hai să vedem, tată, ce ne dă, ce îmi dă pe asta. Eficiență 3, parcă i-aș băga una, looting, bun. Și ăsta acum am breaking 3. Cred că mai degrabă îi dădeam cu eficiența, ești nebun la cap. Asta e, am făcut primul enchant care e bine, e ok, hai să zicem că e ok. Da, nu e ok, clar nu e ok, o să mai adăugăm enchanturi pe parcurs pe pickaxe-ul ăsta sau poate o să facem altul între timp, de ce nu? Oricum eu mai minez off-cameraș și atunci pot să fac rost de iteme ceva mai ușor și bineînțeles iau diamantele sau chestiile importante pe episod cu voi. Și bam, m-am gândit în episod de astăzi inițial să mai construiesc la o casă dintre asta cu voi, dar sincer cred că a fost mai interesant să intru în Nether, să mai
fac alte lucruri, update-uri mai mari cum ar veni. Acum casele și chestii de genul ăsta cred că o să mai construim în episoadele următoare. Eu deja am pregătit ceva pe acolo, nu știu dacă o să o construiesc eu cu camera sau să o fac cu voi. Dacă ai idee, dacă vreți cumva să vedeți cum arată orașul de la distanță, cred că aș putea să vin puțin pe aici. Bine, eu ca să văd perfect toată treaba asta, trebuie să mă duc pe celălalt munte, ești nebun, dar na. Haide totuși să ajungem acolo, vedem. Îl vedem pe noapte, că nu mi-am dat seama că ar trebui să aștept puțin să dorm și după aia să mă duc. El arată interesant, n-am să vă mint, e ok. Poate să arate și mai bine de atât, adică dacă o să adunăm, să facem mai multe căsuțe, ceva, o să arate și mai bine de atât, dar în principiu arată binișor. Poate e prea multă piatră pe zona aia acolo, trebuie să văd cum fac să nu mai fac atât de multă piatră. Vedem pe parcurs, mai dați-mi voi idei, poate se mai schimbă unele lucruri pe aici pe acolo. Eu am fost Ciobi și sper că v-a plăcut episodul de astăzi. Ne vedem în clipul următor cu ceva mai multe update-uri și bineînțeles cu chestii noi de făcut pe seria asta minunată de hardcore. V-am țucat, pa!